Aproape 250 dintre clădirile care aparțin spitalelor sunt în clasa 1 de risc seismic, iar unele au fost construite înainte de 1900. Mai mult, aproape jumătate din sediile unităților sanitare aflate în subordinea Ministerului nu au autorizații de la ISU, arată un raport al Curții de Conturi. Poate la fel de grav este că guvernanții au promis că în 3 ani vom avea 10 de spitale noi ridicate cu bani de la Uniunea Europeană, însă doar la unul au început lucrările. Cele mai multe dintre clădirile Spitalului Colentina din capitală datează din 1930-1940. Un singur corp a fost consolidat. 4 pavilioane sunt încadrate în clasa de risc seismic 2, unul în clasa 3, iar pentru alte 5 încă nu s-a făcut expertiza. O analiză a administrației spitalelor din primăria capitalei arată că sunt 10 de clădiri vechi care până acum nu au fost expertizate și care pot reprezenta un adevărat pericol în caz de cutremur. Anul acesta sperăm să obținem finanțare prin bugetul local pentru a expertiza seismic 10 spitale. Ne dorim să reconsolidăm clădiri vechi, la Colentina de exemplu, dar să începem și construcții noi la Sfânta Maria, Sfântul Luca, Obregia. Situația este la fel în mai toate spitalele din țară. Un raport făcut de Curtea de Conturi, care a analizat situația unităților sanitare cu paturi, arată dezastrul din sănătate. Au fost verificate 3040 de clădiri care aparțin spitalelor din România. Secții, sedii administrative, magazii, iar concluzia este că 239 dintre ele sunt în risc de prăbușire. Avem 368 de spitale în rețeaua publică, 68 au clădiri construite înainte de 1900 și doar câteva au fost reconsolidate. Cele mai multe unități sanitare spitalicești dețin clădiri construite în perioada 1900-1970. Spitalul Colțea funcționează din 1704. Spitalul militar din capitală a fost finalizat în 1861, iar la Grigore Alexandrescu sunt îngrijiți copii încă din 1886. Aceste spitale au fost însă consolidate. În schimb, la Piatra Neamț, Spitalul Județean așteaptă de ani de zile îmbunătățiri. Unitatea sanitară este pe lista celor care ar trebui să primească bani prin Planul Național de Redresare și Reziliență pentru o construcție nouă. În noiembrie, din cele 27 de spitale finanțate prin PNRR, încă nu începuse nici proiectarea pentru 12. Depinde foarte mult de cei care organizează procedurile de achiziție publică. Au risc seismic, asta e situația, asta am moștenit-o, nu putem să le închidem. Dacă autoritățile nu le vor grăbi, România va pierde sute de milioane de euro, în loc să folosească banii pentru a ridica spitale noi.